Doamnelor și domnilor, Anda Adam are acuzații incendiare. Avocatul Adrian Cuculis se află alături de noi. Intrăm direct în subiect. Bună ziua, domnule Cuculis. Haideți să o auzim pe Anda Adam. Să începem. Nu mai am de gând să discut cu avocatul pe direct, bye, pentru că din trei lucruri care le-a spus, niciuna nu este adevărată. Deci minte cu nerușinare, spune că există credite pe numele meu și nu există, spune că n-am bani să plătesc casa și nici n-a fost vorba de așa ceva, pentru că altfel nu-mi lua responsabilitatea să o cumpăr, nu? Deci când am zis că o iau, mai ales că logica din toată discuția asta pentru domnul avocat, nu văd care este. Un om ia o casă, bag o grămadă de bani în ea și după aceea spune că nu mai are bani să o cumpere, nu? Păi de ce mai băgam bani în ea dacă nu aveam bani să o cumpăr? Ia spuneți, domnul avocat, care e logica dumneavoastră în ce spuneți dumneavoastră pe la televizor? Am băgat bani în ea și nu mai aveam bani să cumpăr casă. Da, păi eu am 3 ani și cred că și fetița mea de 6 ani ar putea judeca altfel, nu? Un om care vrea să ia o casă și mai și bagă bani în ea, păi noi că se bazează că ulterior își și permite să o achiziționeze. Vă mulțumesc frumos și ne vedem în tribunal. Da, doamnelor și domnilor, domnul avocat, vă ascult. Păi ce să vă zic, încep cu bună ziua, mulțumesc de invitație și haideți să intrăm, cum ați spus noastră, direct în subiect. Să lase textele astea, că eu sunt sătul de ale mele pe românește. Treaba asta că iei o casă și că de ce ai băgat banii prima dată în ea și ulterior n-ai bani să o cumperi, păi nu are bani să o cumpere și vedeți că se joacă cu cuvintele. Doar că eu de vreo 12 ani de zile fac drept bancar și îl mănânc pe pâine. Nu a spus nimeni că are un credit pe numele ei, pentru că ea a încercat să fraudeze două bănci, să ia două credite în același timp ca să ia o sumă mai mare de bani, dar în momentul în care a încercat să facă lucrul ăsta, bineînțeles că s-au autosesizat cele două bănci și au spus, dacă nu-ți mai dăm ție niciun credit nici din stânga și nici din dreapta. Problema cea mai mare este că discuția asta a început să devină una personală, lucru cu care eu nu sunt obișnuit, eu reprezint interesele unor clienți, dar nu înțeleg de ce își permite să se adreseze către persoana mea în condițiile în care eu nu sunt decât un simplu purtător al unor cuvinte adresate, transmise și până la urmă unor informații provenite din partea clienților mei. Dar haideți să transformăm într-o chestiune personală, n-am fugit niciodată de o confruntare directă. Mie îmi pare rău că nu ieși ea cu noi în direct ca să audă ce am de zis, dar probabil că o să se uită la emisiune. Acum, treaba asta că nu a venit să garanteze cu casa chiar pe care voia să o cumpere, din contră, exact asta a făcut și lucrurile o dovedesc, adică dosarele depuse la instituțiile bancare. Ba chiar mai mult, ofițerul de credite a venit și a spus, nu ne mai pui la dispoziție actele ca să putem să-ți dăm creditul și ulterior v-am explicat, s-a întâmplat cumva să fie deconspirată manevra pe care voia să o facă cu cele două credite și în cele din urmă au fost respinse solicitările. Eu vreau să explic o chestiune foarte simplă. Ea probabil că s-a bazat pe faptul că, mă rog, clienții mei vor fi de acord cu plata celor 20.000 peste suma primită cu titlul de avans de 5.000 de euro, ca în cele din urmă să-i mai dea încă 20.000 și încă 20.000 și să ajungă la cei 96.000 și clientul meu a spus foarte clar, păi dacă vrei să-ți vând casa în rate, trebuia să-mi spui de la început, de acum un an de zile de când te-ai mutat în ea, nu să-mi spui acum după un an de zile că de fapt îți mai dau 20.000 și vedem dacă mi-aprobă banca împrumutul, ți-i dau pe restul. Adică treaba asta, această chestiune necinstită de la bun început, bineînțeles că a costat o renovare a imobilului respectiv așa cum și-a dorit și ulterior a fost evacuată de acolo. Eu sunt foarte curios săptămâna viitoare când vom intra, chiar o să vă punem la dispoziție niște imagini chiar de la momentul intrării în imobil, cum arată casa în momentul de față. Eu cred că nici măcar ferestrele, perdele de la ferestre nu mai sunt la locul lor, probabil că a luat absolut. O să vedem. Și vom pune, bineînțeles, în seama ei, dacă va fi cazul, inclusiv infracțiunea de distrugere. Chestiunea cu furtul este clară, o să se depună plângerea. Nu vă închipuiți că o să fie un dosar care o să se ducă până la bun sfârșit dacă o să restituie bunurile pe care le-a luat de acolo. Dar, într-adevăr, spune că nu le-a luat. Stabilitatea, vă rog o secundă, a mințit cu ceea ce a spus. Asta nici nu încape în discuție. Mergem mai departe. Vorbește Anda Adam. Domnul proprietar vrea să facă o ilegalitate. Este o mare diferență. Noroc că domnul notar a verificat-o pe soacra dumnealui, care este proprietar a imobilului, și a constatat în momentul în care s-a dus la domnul notar să facem acest act de promisiune cu cei 1.800 de euro în plic chiria pe 3 luni, ca el să poată aștepta
să se aprobe acest credit, să intre banii în bancă, domnul notar a găsit că, de fapt, soacra dumnealui este declarată în scopuri de TVA, lucru pe care el nu l-a menționat niciodată și nu l-a menționat nici la domnul notar. Deci ar fi vrut să nu spună nimic și să facă niște acte ilegal, dacă mă întrebați pe mine. Deci odată ce te-ai declarat în scopuri de TVA, trebuie să dai acel TVA. Și domnul notar, după ce a avut buletinul doamnei, a verificat, a văzut că doamna e declarată în scopuri de TVA, a modificat actul cu dumnealor acolo de față, spunând că odată ce dumnea ei este declarată în scopuri de TVA, automat el atunci trebuie să facă contractul altfel, conform unor procente normale, legale, în urma faptului că stăteau calculele altfel. Nu a vrut nimeni să-i dea mai puțin, nu a vrut nimeni să-l păcălească, vorbind de același preț. A fost vorba de 96 de mii de euro cu TVA inclus. Vă pot trimite captura conversației cu domnul notar, în care și actul redactat, în care este menționat faptul că proprietara, fiind declarată plătitoare în scopuri de TVA, atunci dumnealui nu poate face actul inițial, cum i-am spus eu, că ar fi comis o ilegalitate. Și domnul proprietar s-a supărat foarte tare că domnul notar a descoperit că soacra lui de fapt e plătitoare de TVA, dar mă scuzați, i-am spus, nu o să-ți facă niciun notar actul altfel, odată ce soacra ta apare declarată în scopuri de TVA, pentru că ar însemna că ar face notarul o ilegalitate și nu o să facă chestia asta niciun notar din România. Deci cel care a mințit este el și cei care vreau de fapt să facă aceste acte altfel ca să păcălească statul. Deci nu mai e vina mea și nu e problema mea că ei de fapt sunt declarați pe la toate instituțiile de stat, dar vreau să fac un act fără să menționeze acest lucru. Asta e o răsturnare de situație, domnul avocat. Deci, într-adevăr, era și un TVA acolo. Nici o răsturnare de situație. Poate că e așa, poate că nu e așa. Ok, e posibil. Nu cunosc, n-am asistat la semnarea, sau de fapt, tentativa de semnare a pretinselor acte de vânzare-cumpărare, dar aș vrea să vă aduc aminte un singur lucru. Dacă tot te apuci și faci investiții de cine știe cât acolo, pentru că vedeți și dumneavoastră, sunt niște poze puse unele lângă altele, rulează chiar acum și față de cum arăta imobilul respectiv, s-au adus alte îmbunătățiri, s-au băgat niște bani acolo, nu știu cât, n-am idee, dar nu te asiguri absolut deloc, inclusiv chestiunea asta, să spunem că este așa, deși eu, repet, nu vă pot confirma, tu nu te asiguri deloc că ai un antecontract de vânzare-cumpărare pe care să-l notezi și în cartea funciară, și asta e o chestiune pe care trebuie să o comunicăm și telespectatorilor dumneavoastră, pentru că se pot trezi și într-o asemenea situație să facem o vânzare a unui imobil așa pe promisiuni sau pe ochi frumoși. Nu merge dacă ți-am dat cheile, a zi poți să vin să schimbi butucul, trebuie să ai niște acte care să dovedească faptul că tu vei intra în imobilul respectiv, să ai un proces verbal de predare-primire. Și încă o chestiune, treaba asta cu TVA-ul, să știți că nu schimba cu absolut nimic discuția din contract. Dacă i s-a comunicat suma de 96.000, ea trebuie să plătească 96.000, iar bineînțeles clientul meu, dacă lucrurile stau așa, trebuia să deconteze mai departe TVA-ul, cel mai sigur, de, cred că e redus la 5%, nu este cel de 19%, cu privire la achiziția pe care o făcea acolo. Deci, vedeți, noi vorbim acum și ea vine cu niște acuzații și noi pe partea cealaltă, dar în cele din urmă plecăm de la punctul zero. Care e punctul zero? Atunci când s-au dat cei 5.000 de euro, în momentul în care s-au predat cheile și s-au început renovările în imobil, pe baza cărei autorizații s-au spart pereții casei, pe baza cărei sau cărui acord sau cărei autorizații de modificare a amplasamentului s-au făcut lucrurile astea. Deci avem mai multe probleme acolo ca în cele din urmă să culmineze toate cu evacuarea și implicit cu haideți să-i spunem așa, da, furtul bunurilor respective. O să vedem lucrul acesta, Anda are și alte informații interesante, să o ascultăm. Ba mai mult de atât, l-am rugat pe domnul proprietar două lucruri. I-am spus așa, du-te la domnul notar, modificați actul așa cum îți dorești tu, dar să fie legal, că altfel domnul notar nu o să vrea să-l facă, da? Deci, dar să fii tu mulțumit cu redactarea lui. Eu plătesc orele la notar cât vă ia să stați acolo, să discutați, să-ți explice totul, să-i spui tu cum ai dori, dar el să-ți spună și cum e legal, având în vedere că soacra ta este declarată în plătitoare în scopuri de TVA, da? Și când ați ajuns la forma finală a contractului,
eu vin să-l semnez așa cum ați stabilit voi doi și eu suport costurile pentru redactarea acestui act. Și mi-a dat un mesaj și mi-a spus că el n-are timp să facă chestia asta, că e foarte ocupat. Deci toată bunăvoința mea, da, cred că dau dovadă de foarte multă bunăvoință în a cumpăra acest imobil. El a refuzat să îl mai vândă. De ce? Știe dumnealui mai bine, că probabil că nu întâmplător s-a răzgândit să mi-l mai vândă. Asta după ce, pe bună credință, nu? Mi-a fost dată și înmânată cheia imobilului, că doar nu i-am luat-o cu japca. Și am fost și lăsată să investesc în imobilul lui pe încredere. Nu? Am zis că suntem oameni de încredere, mai ales că veneam printr-o cunoștință comună, un prieten care, mă rog, și-a pus cuvântul și pentru care, nu, tocmai de-aia am ajuns în situația de față, că ar fi trebuit să nu am încredere și să nu fac absolut nimic, să-i spun, uite, când o să ai tu actele de succesiune gata în 6 luni, dacă mai vrei să vinzi casa, atunci mă contactezi. Dar am mers pe încredere și pe bună credință, mi s-au dat cheile în mână, mi s-a spus, Anda, fă-ți aici ce vrei, mută-te, nicio problemă, că eu n-am cum să-ți vând. Până-s gata actele, ia, apucă-te, fă-ți cum vrei tu aici și vorbim când îmi ies actele și vedem atunci cum mergem să facem actele la notar, că momentan n-am cu ce să fac acte cu tine, că n-am cum să o vând, că decedase socru care era unul din proprietari. Deci, că buna credința mea, bunăvoința mea se poate demonstra cu acte, cu conversații, cu martori, oameni care reprezintă legea, respectiv domnul notar și toți cei de acolo de la notariat. Eu nu am făcut absolut nimic, nici n-am negociat prețul, nici nimic, a rămas fix același preț, doar că domnul notar a întocmit actul perfect legal, conform actelor avute de dumnealor. Nu este vina noastră că soacra dumnealui este declarată în scopuri de TVA. Deci niciun notar din România nu i-ar fi făcut altfel actele odată ce doamna apare acolo în sistem. Deci el doar a împărțit altfel procentele conform actului pe care proprietara îl are. Da, domnul avocat. N-am înțeles mare lucru din ceea ce a vrut să spună, tot repetă chestiunea asta cu TVA-ul, dar într-adevăr a spus o chestiune valabilă, universal valabilă, dacă vreți, că am zis că facem treaba asta pe bună înțelegere, sau mă rog, pe încredere, și că ar fi trebuit să fac niște acte. Corect! Trebuiau făcute niște acte încă de la bun început. Nu dăm bani fără acte, nu transmitem bani în conturi și nu intrăm în casele oamenilor să le spargem pereții și să facem investiții. Mai mult decât atât, vreau să avem în vedere cu toții că chiar dacă într-adevăr avem o persoană care decedase, care trebuia să fie făcută succesiunea legală, testamentară, depinde cum era, de pe urma ei, putea fi făcută chiar vânzarea moștenirii în cadrul procedurii notariale. Faptul că nu s-au descurcat ei din punct de vedere legal, că nu au avut o, să spunem așa, calitate ridicată a serviciilor juridice pe care le-au primit la vremea respectivă în fața notarului, care putea să le spună, nu mai faceți moștenirea asta, nu mai dezbateți. Faceți vânzarea moștenirii direct către Anda Adam și s-a rezolvat problema. Asta nu mai ține nici de mine, nu mai ține de nimeni altcineva decât de ei și de modalitatea în care au înțeles să tranzacționeze. Dar un lucru este cert, chiar dacă am merge pe ipoteza că, mă rog, clienții mei s-ar fi răzgândit, nu e niciun fel de problemă. Dacă nu există niciun fel de document care să clarifice și care să dovedească tranzacția, se puteau răzgândi absolut oricând. Asta nu justifică niciun fel faptul irresponsabil de a te apuca să faci acele modificări acolo. Ea spune că are probe pentru faptul că a primit acordul pentru acele modificări. Mi-a atras atenția ieri, am spus și la începutul emisiunii, că ea are probe, nu că nu are hârtii. Mai vorbește Anda acum. După ce mi-a spus că nu are timp să meargă la notar să redacteze actul așa cum își dorește, deci a refuzat, totul a fost un nu. 3 luni, încercând să 2 luni de fapt, încercând să o scot cu el cumva la capăt, da? Pentru că el a obținut actele de succesiune exact în ultimile zile din luna septembrie. Deci octombrie și noiembrie am încercat cumva să ajung cu el la orice fel de înțelegere într-o lună și jumătate în care să înțeleagă
zică că nu m-am răzgândit, că îi cumpăr acest imobil, că este doar o chestie de timp, pentru că asta e procedura băncii și nu ține de mine. Și totul a fost nu. S-au dus la notar, spunându-mi că da, sunt de acord dacă le dau chiria pe 3 luni ca să mă aștepte cu acest credit, să îmi semneze o promisiune. S-au dus să semneze promisiunea, este martor domnul notar. Și au ajuns și la notar, au spus că ei de fapt nu au actele în original, că nu știau că trebuie să vină cu actele în original pentru semnarea unei promisiuni. Acum eu vă întreb, e o glumă, nu? Adică, iarăși, noi chiar credem asta, nu? Deci te duci să semnezi o promisiune, aștept 6 luni ca tu să-ți faci o succesiune, să poți să-mi vinzi imobilul, vin și cu banii de chirie, pentru că tu nu ai răbdare să aprobe banca un credit, să poți să-ți achizi casa. Sunt de acord să-ți dau și o chirie, n-am modificat absolut nimic din preț, am conversațiile în care spun că nu are nicio legătură chiria de 1800 de euro cu prețul discutat de el inițial, aia este separat, îi dau chirie doar ca să aibă răbdare să se finalizeze procedura băncii și se zice da, este tot ok, se duce la notar ca să ridice banii pe această chirie și să semneze o promisiune, că asta a fost singura condiție, i-am spus să-ți dau banii pe 3 luni, chirie 1800 de euro, dar facem și o promisiune acum că ai acte. Până acum n-aveai acte, deci oricum n-aveai cum să faci nimic cu mine. Și s-a dus acolo invocând, după ce a citit contractul, a discutat cu avocatul, avea banii pe masă, cu notarul, avea banii pe masă, a spus, dar eu n-am actele în original. Și m-a sunat notarul și mi-a zis, ce, inclusiv părerea notarului, mi-a zis, vezi că omul ăsta sigur nu vrea să-ți vândă, pentru că umblă cu niște manevre de-astea ieftine, adică a venit până aici, cu soacra după el, care mai-și pretindea că e super bolnavă, săraca, Dumnezeu suerte, a și decedat între timp, apropo. Deci iarăși există o problemă în a vinde acest imobil, că n-au cum să-l vândă pentru că a decedat celălalt proprietar acum. Deci ar vor trebui să facă acte de succesiune. Deci a decedat și soacra dumnealui între timp, care venise atunci la notar, au venit până acolo și pe aia au spus că, dar noi nu avem actele în original. Ui, cum să semnezi o promisiune dacă vii fără acte în original? Ne-i la mișto, adică și pe mine, și notarul, și, nu? Că omul a rezervat timp pentru noi ca să venim să redactăm aceste acte și să semnăm o promisiune. Totul a fost o bătaie de joc și o minciună gogonată, pentru că el se aștepta ca în momentul în care el are actele, eu în maxim 5 zile, o săptămână, să vin să-i pun banii pe masă și să-i dau banii pe casă. Doar că și eu construiesc niște case care le am la vânzare și am avut clienți care au luat casele cu un credit imobiliar. Și am așteptat 3 luni și n-a fost niciun fel de problemă. Am luat un avans, am făcut o promisiune și diferența de bani mi-a intrat în cont în momentul în care toată procedura băncii a fost ok, s-a aprobat creditul și mi s-au virat banii. Nu am stat să terorizez oamenii după o lună, nu am stat oamenii după aia să-i terorizez din săptămână în săptămână și după aia la fiecare 3 zile spunându-le vineri că dacă luni nu mi-aduc banii, toată diferența pe casă rămasă, eu îi dau afară. Deci cam așa a procedat el. Știu cu ce se mănâncă business-ul ăsta, că și eu vând case și sunt dezvoltator imobiliar. Și toți clienții de până acum și-au cumpărat aceste case de la mine cu credit imobiliar. Și știu exact și cât durează și care e procedura, dar n-am procedat așa cu niciunul. Am fost păcălită, ca să spun concluzia discuției noastre. Am fost păcălită, mințită, luată de fraieră, mi s-a dat cheia, mi-a spus ia, fă-ți casa cum vrei și după ce au văzut cum am făcut casa și ce bani am investit acolo, au spus că nu mi-o mai vând. Asta este concluzia pe care pot eu să vă o transmit dumneavoastră. Auziți, domnul avocat, că de fapt nu s-au dus cu originalul și că de fapt a fost o chestie premeditată. Și dacă nu s-a dus cu originalul, unde e problema? Ca să faci un antecontract de vânzare-cumpărare, îți trebuie originalul? Nici de cum. Te poți duce să-l faci și la avocat, poți să-l faci și acasă la tine. Atenție, antecontractul de vânzare-cumpărare nu strămută dreptul de proprietate. Deci poți să faci orice fel de act în sensul acesta și încă ceva. Puteai să faci promisiunea de vânzare-cumpărare chiar dacă nu aveai actele de succesiune făcute. Puteai să faci orice, deci ce inventează acolo, astea n-au suport juridic și pică oricând într-o instanță de judecată. Faptul că, vine să și râd acum când aud, că ea a fost cea păcălită, păi până una alta instanța de judecată a zburat-o de acolo, din imobil. Deci asta cu păcăleala s-o lase mai ușor cu pianul pe scări, că nu ține. Și mai e încă un lucru, adică cum? Tu ești dezvoltator imobiliar, adică tu vinzi case, adică tu faci acte la bancă și încasezi banii în avans și ulterior lichidări și tu pentru tine nu faci un alt
contract de vânzare, cumpărare, înainte să investești nu știu cât și să-ți mai dai și 5.000 de euro avans, treaba asta nu ține și se simte de la o poștă că este cusută cu ața albă. Haideți să luăm lucrurile pe care le avem în momentul de față. Avem un avans de 5.000 de euro pe care și i-a primit înapoi, avem un bun imobil pe care l-a modificat și a spart pereții fără să existe niciun fel de acord, dacă l-are, să-l depună atunci când o se ducă la parchet pentru că are o plângere penală și nu în ultimul rând vine și face niște alegații cu privire la faptul că ea este cea păcălită în condițiile în care, repet, nu are niciun document semnat în sensul acesta și a și recunoscut că nu putea să-i dea banii cash, deși iar se contrazice pentru că zice la un moment dat, pe cum, eu cumpăram o casă dacă n-aveam banii, și mai devreme în ultima declarație vine și spune, păi el se aștepta să-i dau banii cash, deci pe la contrario, nu avea banii respectivi. Așa că toate lucrurile astea vor rămâne de soluționat în fața instanțelor penale și civile în același timp, pentru că cu siguranță scandalul acesta creat, iscat, întreținut și așa mai departe, nu o să se închidă acum, o să mai dureze. Anda Adam continuă. Iar domnul avocat care vine și vorbește pe la televizor lucruri neverificate, mai bine s-ar informa înainte să spună lucruri despre oameni la televizor, că nimic din ce a spus nu este adevărat. N-am nici rate, nu există niciun credit pe numele meu, se poate verifica oricând și pot demonstra acest lucru. Nu este nici treaba lui, nici treaba proprietarului ce credit făceam eu sau de unde doream eu să obțin acest credit, că nu e treaba lor. Eu i-am cerut doar timbră gaz, așa cum și eu am așteptat și am avut încredere și am mers de bună credință pe încredere, dându-mi cheia de la locuință că l-aștept pe om până își face actele, că n-are cum să-mi vândă. Deci cum eu l-am așteptat pe el 6 luni, el după 2 luni m-a dat afară. N-a putut să aștepte să se aprobe creditul ca să îi pot achiziționa integral imobilul pe care îmi doream să-l cumpăr. Deci logica, iarăși domnului avocat, nu știu unde este. Nu știu unde este. De ce s-ar băga cineva să ia o casă, să bage bani în ea, dacă n-are bani să o cumpere ulterior, că nu înțeleg. Că proprietarul face manevre, n-are acte la casă, minte oamenii, pune să îmbunătățească casele și după aia le trage țeapa, e partea a doua, da, într-adevăr. Dar nimic din tot ce a spus nu este adevărat. Deci ce a avut în casă, el personal a venit și le-a demontat și nici nu știu cui le-a dat, e treaba lui, că și le-a fi luat el înapoi sau că i le-a dat instalatorului care a zis că vine să le demonteze. Iarăși, nu e treaba mea, e treaba lui. Eu i-am spus doar că nu am nevoie de nimic din această casă. I-am zis, eu dau cât mi-ai cerut tu, dar nu iau un calcul ce este în ea. Adică o bucătărie și 2 WC-uri. Atât. Asta este. Erau foarte scumpe lucrurile existente în această casă și foarte multe și am dorit să îl păcălesc eu pe dumnealui. Din contră, i-am spus că nici măcar nu negociez 500 de euro la prețul zis inițial, dar că nu am nevoie de absolut nimic ce avea dumnealui acolo. O bucătărie veche, vișinie, urâtă și 2 toalete. Cu care proprietarul are o frustrare că am înregistrări cu el pe telefon video în care mă face și cu ou și cu oțet spunându-mi că să-mi iau WC-urile mele aurite, să mi le pun în cap și să ies afară pe ușă. Da, că într-adevăr, eu am venit cu niște WC-uri aurite, într-adevăr, da, chiar sunt aurite, sunt foarte frumoase și foarte scumpe, spre deosebire de ce avea dumnealui înainte. Tocmai de aceea nu aveam nevoie de nimic din ce avea dumnealui înainte. Pentru că erau niște lucruri vechi, ieftine, cu care nu aveam ce să fac. Și le-am lăsat să facă ce dorește cu ele. Să-mi dea casa goală, să mă pot apuca de ea. Da, domnul avocat, auziți care-i treaba? Păi eu aud care-i treaba, doar că haideți să o continuăm așa, la nesfârșit, că n-ai cum să, dacă o ține pe același ritm și nu recunoaște, în fine. Bun, într-un final s-a ajuns la concluzia că într-adevăr lucrurile stau așa cum am spus eu ieri și contradicția pe care o continuă cumva, care-i logica? Păi logica este că tu ai plecat pe ideea să-i plătești niște rate sau poate că i-ai spus la început că îți dau toți banii, că de asta s-a și vândut casa la un
un preț cu mult sub piață. Acum sunt vreo 150.000 de euro, același imobil în aceea zonă și merge pe aceeași aberație că nu se putea vinde din punct de vedere legal până nu era făcută succesiunea sau, mă rog, să se promită de fapt vânzarea, nu vânzarea propriu-zisă. Deci chestiunile astea sfidează de fapt realitatea juridică pe care eu o cunosc foarte bine. Alte discuții, că s-au bălăcărit, că nu s-au bălăcărit, până una alta față de ceea ce spune doamna Adam, respectiv care avea niște înregistrări, că îi spune proprietarul că nu știu ce, noi avem niște discuții clare pe WhatsApp, niște discuții îngrozitoare până la urmă pentru o femeie să folosească termenii respectivi, care oricând pot fi puse la dispoziție. Deci dacă există, eu știu, niște discuții sau niște injurii sau eu știu ce pretindea dânsa care avea acolo, foarte bine să le scoată la suprafață, este minunat, doar că până una alta se pare că ceea ce folosim noi împotriva ei, ea vin, și le și dovedim, ea vine cumva așa și spune că ar avea asemenea lucruri, dar nu dovedește cu absolut nimic. Să vedem pe unde s-o scată cămașa cu această plângere penală și v-aș atrage atenția că totuși nu poți să duci în derizoriu că i-ai luat o bucătărie, mobila de bucătărie, mobila de, din WC-ul 1, 2 sau 3, le-ai aruncat sau ai făcut cine știe ce cu ele și după aia să spui, păi ce, că mobila mea și îmbunătățirile pe care le-am adus erau mult mai frumoase și mult mai scumpe. De amintit totuși că inclusiv dacă luai un numeraj de acolo din imobilul respectiv, tot furt se numea, nu se numea altfel, indiferent de ceea ce luai de acolo. Deci lucrurile astea vor trebui clarificate și pentru că nu recunoaște că lucrurile stau așa cum vi le comunic eu, pentru că o să vedeți săptămânile viitoare când o să intrăm în imobil cum stau de fapt lucrurile, probabil că acțiunea următoare o să fie de repunere în situația anterioară, adică să vină să pună pereții la loc, să-i vopsească așa cum erau și să scoată tot ce era acolo, dacă o mai fi ceva. Ultimul cuvânt al Andrei. Să o renovez și să o fac pe bunul meu gust și plac. Vă mulțumesc frumos. În rest, pot să clarific orice situație și cu acte dovetitoare și cu conversații și cu martori, oameni care reprezintă legea respectiv, domnul notar. Am absolut totul pregătit. Va exista într-adevăr și un proces. Există și o plângere penală, pentru că în mijloc de iarnă a venit și mi-a închis în continuu curentul și gazele în casă, unde aveam cățelul și am venit peste noapte și mi-am găsit cățelul înghețat, lăsat în casă, am ajuns la două noaptea și erau 3 grade în casă. Și există o plângere penală și în acest sens, pe care am făcut-o la poliția de acolo, pentru că m-am simțit amenințată, șantajată și această plângere există, tot așa, cu acte doveditoare. Nimic nu este pe vorbe. Pe vorbe sunt doar cele puse de domnul avocat, care înțeleg scopul și disperarea intrării dumnealui în toate emisiunile, dar să știți că dumneavoastră vreți reclamă și să apăreți. Eu apar de vreo 22 de ani și nu am nevoie să apar ca să mă fac cunoscută sau să mai îmi fac reclamă, că sunt deja foarte cunoscută și dacă apar, să știți că îmi doresc să apar doar pentru lucruri bune, frumoase și constructive, dacă pot să fac sau dacă nu pot să fac, măcar stau în banca mea și nu apar. Asta e marea diferență între mine și dumneavoastră, care doriți să vă faceți o reclamă și va exista un proces penal în care voi cere daune morale pe acest subiect, dar încă o dată, repet, spre deosebire de dumneavoastră, eu am suficientă reclamă și nu am nevoie să apar la disperată, așa cum văd că există această disperare de partea cealaltă, la toate emisiunile din România ca să stau să mă justific pentru ce n-am făcut. Da, într-adevăr, pentru ce bani am băgat în casa unui om care ulterior vrea să rămână cu tot ce îmbunătățire am adus eu în imobilul lui și profită de situație, pentru că așa e când ești om de încredere și ești bun, se pare că ești luat de fraier. 30 de secunde de final, domnul avocat, că suntem credeți. E bine dacă am 30 de secunde. Mie îmi pare rău că n-are proprietatea cuvintelor doamna aceasta, dar niciun fel de problemă. Va trebui să răspundă în fața legii, așa cum a răspuns deja și a fost aruncat afară din acel imobil. Nu fizic, dar o să urmeze fizic și lucrul acesta cât de curând, când se va face acel proces verbal. O sfătuie să se intereseze puțin, să vadă palmaresul dosarilor mele și înainte să vorbească, dar peste toate lucrurile acestea vă anunț că săptămânile viitoare se anunță foarte interesante, pentru că nu o să fie doar plângerea aceea pentru furt, dar probabil că ne gândim la una și pentru distrugere. Mulțumesc foarte mult, domnului avocat Cuculis. Subiectul rămâne în continuare fierbinte.